Ce diferență mare ați constatat între sistemele de acolo de învățământ și sistemele de la noi? Pe ce pun ei mai mult accent și poate că ar trebui să punem și noi? Am avut chiar o discuție întreagă mai înainte de pauză. Da, am luat cunoștință de discuție, sigur că da. Aici vedeți că e o problemă, pentru că noi deja trăim într-o perioadă de puternică globalizare, adică lumea lui Dinicu Golescu, adică lumea început de secolul XIX, cu siguranță nu mai este lumea pe care noi o avem astăzi. Și nu spun asta că e bine sau e rău. Deci o constatare neutră din punct de vedere valoric. Deci avem pe de-o parte unificarea, iar în sistemul universitar această unificare este încurajată de sistemul Bologna, ca atare. În general, cursurile au fost cam aceleași, adică nu existau diferențe majore între cursuri. Deci avem pe de o parte globalizarea care unifică, pe de altă parte avem presiunea aceasta puternică a unor tradiții, pentru că un stat cu o tradiție puternică, bună oară, Suedia, nu vorbesc de Germania, vin deja cu, cum zic, o rezistență foarte mare la globalizare, iar această rezistență se arată foarte mult la nivelul profesorilor. Asta mi se pare mie fascinant. Adică întâlnirea cu un profesor care era o întâlnire cu o tradiție, zice, cu un univers. Un univers intelectual, pentru că acel profesor, el însuși era rezultatul unei formări, dar și cu rezultatul, adică cu un profesor ca rezultat al unei tradiții. Și asta mi s-a părut foarte, foarte interesant. Și dau, nu știu, câteva exemple. De la foarte, foarte marea severitate a anotării în Belgia, de exemplu, care se află, din punctul de vedere, sub influența sistemului francez, adică un 20, prin definiție, era imposibil de luat, deci un 20, 18-20 este echivalat, în general, în România, cu nota 10. Deci 20 era, aproape, prin definiție, nota lui Dumnezeu, cum se spune, deci cam nimeni nu lua. 19, 1 sau 2 într-o serie, 18 era deja, oricum, 4 sau 5, în orice caz, era o minoritate care obținea aceste note. Și, bineînțeles, notele uzuale care au în zona 5-6 la noi. Deci era o severitate a notării. Spre deosebire de Italia, și acum nu vreau să ofensez cumva, care era, dovedeau mai mare lejeritate în de acolo ne-am fi inspirat și noi, poate. Apoi, ceea ce mi s-a părut cu adevărat formator, asta fără să mă fi gândit prea mult, e exemplu care îmi vine și mă obligă să-l spun, capacitatea cadrelor didactice de a face distinția între prietenie și catedră.